زبان من شرفانه. Bună, dragilor! Bine v-am găsit sau v-am regăsit aici pe canalul meu de YouTube. Dacă este pentru prima dată când mă vedeți, numele meu este Rojin și iubesc tot ceea ce înseamnă parfumuri și parfumerie. Dacă și voi sunteți în aceeași zonă de interes, v-aș mulțumi dacă ați apăsat butonelul de subscribe, implicit clopoțelul, pentru a fi la curent de fiecare dată când eu postez un videoclip nou. Tuturor abonaților mei, ce revin mereu la fiecare videoclip, vă mulțumesc din suflet, din suflet. Vă mulțumesc pentru absolut tot. Paranteză, abonarea este total gratuită, da? Că am mai avut chestii de genul, nu, abonarea e cu bani. Nu, abonarea nu este cu bani. Cu ce să încep? Oricum ați văzut din titlu. Deci cred că am coletul acesta în casă de 3 zile, 4 zile, nu mai știu. Deci nu mai știu. Am avut în ultimul timp un program mai haotic decât de obicei, dar chestie de menționat aici pe YouTube. Avem grup cu și despre parfumuri. Da, am în sfârșit, la modul că m-am decis să am grupul meu personal. Grupul se numește Frag Family. M-am dus eu așa cu ideea de familie a iubitorilor de parfumuri și cum într-o familie toți sunt diferiți, da? Nu se aseamănă, sunt caractere diferite, sunt persoane diferite și așa mai departe. Așa este și acest grup, da? Nu, acest grup nu înseamnă că acolo mă promovez eu. Acest grup nu este cu și despre strict parfumuri Middle Eastern, nu. Acceptăm, cu ghilimelele de rigoare, iubitori de Middle Eastern, designer, nișă, no name, adică în opinia mea și după felul în care văd eu lucrurile, a fi iubitor de parfumuri și de parfumerie nu înseamnă că trebuie să folosești o anume casă strict sau nu știu ce parfum, da? Până la urma urmei, fiecare folosește ce vrea, cum vrea, cât vrea și unde vrea. Veți avea link în bara de descrieri, ca de obicei, pe lângă toate produsele despre care vom vorbi astăzi și către acest grup de Facebook al meu propriu și personal. Revenim la subiectul zilei și pentru ce ne-am adunat noi aici și așa. Deci pe această cutie, nu știu dacă vedeți, aici scrie Maison Asrar. Dacă scrie Maison Asrar, bine, înăuntru nu este Maison Asrar, înseamnă că acest colețel, și da, nu mai am răbdare, acest colețel vine de la Dubai Collection, roș 25, pentru 5% discount la orice achiziție, indiferent de ceea ce achiziționați voi. Și acum, să procedăm, pentru că nu mai am răbdare, coletul vine așa, ca de obicei, foarte, foarte bine ambalat. Bun. Întâi și întâi de toate. Am tot postat eu la story pe Instagram. Nu mai știu dacă am postat și pe TikTok. Oricum, în bara de descrieri veți avea link și pentru aceste două conturi de social media ale mele. Am postat faptul că, în sfârșit, cei de la Dubai Collection au readus uleiurile Oud d'Arabi. Da. Eu v-am mai vorbit aici despre ele. Sunt niște uleiuri care nu ai cum cu ele. Deci nu ai cum cu ele. Nu ai ce să le reproșezi. Nu ai ce... Nu, nu ai. Nu ai. Da? Dar uleiurile sunt... aici, da. 11 uleiuri. 11. 11. Și pe lângă aceste uleiuri, am fost eu curioasă
să văd cum se prezintă și cum arată o chestie de pe site-ul lor, pentru că de gata, vine luna cadourilor și zic hai să vedem, întâi iau eu de probă, de test și vedem dacă Moș Crăciunul din anul acesta le va aduce doamnelor și domnișoarelor, cel puțin din familia mea, acest set. Bine, nu neapărat această aromă. Vorbim despre un gift set de la Nassim. Eu v-am mai vorbit despre Nassim aici, despre parfumurile de la Nassim și am zis să îl comand eu pe acesta, să vedem cum arată, cum se prezintă. Parfumul în sine, din gama aceasta, eu am Bushra, din nou, un parfum ce îl ador. Da? În general, tot ce înseamnă Nassim, a mi mi piace. Mi piace foarte mult, mi piace că are performanțe, da? Chiar dacă este un aqua perfum, cum spun ei, da? Un parfum pe bază de apă, nu conține alcool, îmi place. Îmi place începând de la sticluță prezentare, continuând cu aroma și nu în ultimul rând cu performanțele. Dar nu mai stăm la taclale, să văd eu cum pot să desigilez acest set. Așa, la prima vedere, arată foarte, foarte bine. Și dacă stăm să luăm în calcul și treaba cu raportul calitate-preț, acest set, din nou, da, vi-l arăt și îl și desigilez cu ocazia asta, conține un aqua perfum de 80 de mililitri, un ulei parfumat de 24 de mililitri și o cremă corporală de 50 de mililitri. Și costă 75 de lei fără roși 25. Cred că v-ați dat seama că de fiecare dată când eu mă scălăm, băi, și fac așa, da, caut și eu să fac o mică glumiță, să nu spuneți cine știe ce, dar oricum, voi lăsați-mi orice vreți în comentarii. Ei bine, setul acesta de 3 produse costă 75 de lei fără codul meu de reducere. În condițiile în care strict acest parfum costă 52 de lei. Da? Și am stat eu și m-am gândit, băi, arată bine, da? Și ambalăm frumos cu o hârtie din aceea de cadouri. Este și sigilat aici, în afară de țipla ce a avut-o pe deasupra. Și zic, aia e, merge luna decembrie, le fac câte o bucurie doamnelor din familia mea. Să vedem cum vine el. Da, hai, ia să încerc eu să fac o chestie. Ia să vedem. Hai că am reușit, n-am scăpat nimic. Da, acesta este setul. Și cu ce să... Hai să luăm parfumul totuși, să-l testăm. Aceeași sticluță precum Bushra, doar că de data aceasta vorbim de verde smarald, habar n-am ce culoare e. Nu sunt daltonistă, dar am impresia că este un verde smarald. Să-i dăm noi și hârtiuța aceasta jos, pentru că oricum va rămâne al meu. Da, am găsit și eu motiv să mai încomand un set, da. Ok, haideți să vorbim despre notele acestui parfum. Note de vârf, ananas, căpșun, trandafir, în mijloc are iasomie, piersică și vanilie, iar în bază paciuli, mosc. Mi-am ales acest parfum, bineînțeles, în baza notelor. Habar n-am avut niciodată mostră din Sadat, nu știu dacă v-am spus cum se numește. N-am avut mostră, habar n-am, nu știu ce este aici, strict în baza notelor. Da. ceva flori albe, ceva fresh moscat, boabe, tonka și trandafir, dar este genul acela de trandafir care îmi place, da? Nu e genul acela bulgăresc, nu, e un trandafir dulce catifelat, dacă are sens dulce catifelat.
o aromă floral fructată și este ca și cum ai face o sălățică de fructe, dar în ce sens? Ca și cum ai tăia un ananas, da, în cubulețe, dar ananasul acela potrivit, da? Nici foarte verde, nici foarte copt. De exemplu, eu una în bușra percep ananasul acela mai copt. Nu, aici în sadat ananasul este potrivit, da? Nici prea verde, nici prea copt. După ce ai tăiat ananasul acesta cu bulețe și l-ai pus într-un bol, vii și cu ceva căpșuni proaspăt tăiate și acelea cu bulețe așezate peste ananas. E genul acela de aromă dulce, oarecum gurmandă, zemoasă, suculentă. Ei spuneau prin mijloc că are iasomie. Nu vă gândiți la iasomia aceea din Alien, de exemplu. Nu este genul acela de iasomie indolică. Nu. Este una îndulcită de o piersică vanilată. Da? Deci este ca și cum ai avea iasomia, piersica aceea zemoasă, tăiată și ea felii. De ce spun într-una tăiată felii? Ați văzut, altfel are, altfel se simte aroma de piersică întreagă și altfel se simte atunci când o tai felii. Ei bine, aici este o aromă ceva mai intensă, de aceea mă duce pe mine cu gândul la o piersică tăiată felii. Și ceva vanilie. Nu zahăr vanilat, vanilie în stare pură, ca să mă exprim așa. Moscul nu este moscul acela de tip balsam de rufe, dar nici moscul acela animalic. Este mai degrabă un mosc dulce pufos. Catifelat, oarecum senzual și ei spun că este unisex, din punctul meu de vedere, înclină foarte mult în zona feminină. Da, da. Clar da. Și din nou, 75 de lei setul, în condițiile în care strict parfumelul acesta este 52 de lei. Mie mi se pare un deal bun, ca să mă murdăresc eu de engleză la gură. Dar, stai că nu l-am pus bine, pentru că acum urmează să ne desfășurăm cu ce anume decât cu uleiuri. Da? Uleiuri. Multe uleiuri și-a cumpărat Ana o tonă de ulei. Bun, uleiurile de la Oud d'Arabie, dacă nu ați văzut acest videoclip, vin toate în această cutiuță, da? Fără țiplă, da? Deci nu aveți sigiliu, nu aveți țiplă, nu aveți absolut nimic. Să nu trăiți cu impresia că cineva v-a umblat la ulei. Fiind 11, da, 11. Inițial, paranteză la paranteză, în ziua în care ele au revenit pe stoc, eu nu știu de ce m-am trezit la ora 4:30 dimineața, da, a fost așa un semn, un Ana, trezește-te și plasează o comandă. Comanda am plasat-o fix atunci, da, cum le-am văzut că au revenit pe stoc, am zis gata, hai, vino și tu, vino și tu, vino și tu. Tot am trăit cu impresia că am comandat 12, însă nu, am comandat decât 11 și după ce m-am dezmeticit eu și după ce mi-am băut cafeaua și m-am uitat pe site și am verificat comanda, am mai plasat una, da? Am mai plasat o comandă de încă 4 uleiuri, pentru că da, eu am o problemă cu uleiurile. Dar fumeșerii sau fumeșerii, da? Primul dintre ele. Fiind 11, o să vă las notele pentru fiecare în parte aici. Acesta are o culoare ceva mai închisă față de ce am eu până în momentul de față. Și este inspirat din Sherry Smoke de la Tom Ford. Dar să vedem a ce miroase.
Din nou, încă o paranteză. Fiecare ulei, fiecare aromă, voi vorbi, voi încerca să vă descriu ca aromă de sine stătătoare. Pentru că nu cunosc originalele din care sunt inspirate la toate, decât câteva. Bun, începem cu primul. Fumé chéri. Da. Fumé chéri sau fratele mai mare, mai bogat și ușor afumat al lui Last Cherry de la Tom Ford. Este ca și cum ai scade din dulceața lui Last Cherry de la Tom Ford și ai introduce un acord de pielărie împreună cu un acord lemnos. Da? La un prim nas cam asta îmi spune. Last Cherry un pic mai slab în dulceață, însă cu aceste două acorduri adăugate, pielărie și lemn. Și ceva afumat. Per ansamblu, mi se pare o aromă mult mai luxoasă, mult mai opulentă decât Last Cherry. Genul acela de afumat de sezon, adică, da, când spun afumat, nu vă duceți cu gândul, de exemplu, la izul acela de lemne arzând din By the Fireplace. Nu. Pur și simplu e genul acela de afumat dintr-un trabuc fin, dintr-o țigară scumpă, ceva fin, ceva luxos. Da, pur și simplu, cum spun eu, miroase a bogăție. Dar da, se resimte ADN-ul lui Last Cherry. Dar este un Last Cherry la next level. Unisex, da, din punctul meu de vedere, total, total unisex. Trecem la următorul. Le voi lua așa pe toate, da? Primele impresii pe repede înainte. Următorul, să vedem cine este. Da. Următorul, de ce tot sunt eu curioasă, v-am spus, ambalajele sunt identice, da? Iar voi aveți decât aici pe sticluță, vă scrie ce conține. Acest ulei se numește Heavenly Essence. Da, da. Parfumul de la Rogue, Heavenly Essence. Ca o mică paranteză, din ce am înțeles eu, Rogue Perfumes și Oud d'Arabi sunt oarecum surori și frățiori. Mai exact, se lucrează cu aceleași uleiuri, se lucrează cu aceeași materie primă, adică calitatea de la Rogue Perfumes o găsiți garantat în calitatea de la Oud d'Arabi. Și de ce am achiziționat acest ulei, ce se inspiră din Angel Share de la Killian, pentru că eu am deja parfumul de la Rogue și vreau să fac o mică paralelă între cele două. Și ce paralelă să fac, pentru că acest ulei, Heavenly Essence, miroase fix precum parfumul meu de la Rogue, Heavenly Essence, însă după macerare. Da? Deci este acea aromă de Killian Angels Share, acea aromă cremoasă, gurmandă, delicioasă, dar mega sexy totodată, total unisex, nu vă izbește izul acela buzi în acest ulei, cum nu vă izbește atât de tare nici în parfumul de la Rogue. Bineînțeles, acel combo, plăcintă de mere, coniac, căruia îi adăugăm ceva praline și ceva scorțișoară afumată. Nu știu de ce, pe mine mereu m-a dus cu gândul nu la scorțișoara clasică, ci la scorțișoara afumată. Da, este clar aroma lui Heavenly Essence din Rogue Perfumes. Clar, 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 e de acolo. Încă un blind buy
Bine, Blind Buy, știind deja parfumul de la Rogue. Am ceva lapsusuri aia, se vede, nu? Da. E luni, acum când filmez eu, este încă dimineață pentru mine și încerc să mă adun pentru voi. Următorul este... Deci mă simt ca la 6 din 49, da? Pur și simplu legată la ochi și nici nu știu ce scot de acolo, ceva de genul. Overpowering Tobacco. Da, Mancera Red Tobacco. N-aveam cum să îl ratez eu pe Mancera Red Tobacco. Să vedem unde să te dau. Te dau aici. De asta am și venit în tricou, ca să am mai multă piele la dispoziție. Și să vedem Overpowering Tobacco. Overpowering Tobacco, ce miroase din nou identic cu al meu Mancera Red Tobacco, însă eu am ca o mică paranteză beciul vechi, acela pe filet, da? Pentru că am înțeles de tot de la voi că sunt ceva persoane ce au beciul nou Mancera Red Tobacco capac magnetic și nu este aceeași poveste. Uleiul acesta este fix aroma din beciul vechi și anume capacul pe filet. Da, scorțișoară, tutun, vanilie, ud fructat. Doamne, și e, nu știu, pentru mine am eu o vorbă mai nou intrată în vocabularul meu ce-i drept și anume miroase a 112. Da, deci miroase a 112. E aroma a ceea ce pur și simplu te leșină, da? Acum, din punctul meu de vedere, Mancera Red Tobacco ca ADN, da? Este total unisex. Acum, știu că sunt doamne ce nu-l pot purta, însă eu una personală îl ador. Dar, din nou, dacă faceți parte din categoria doamnelor ce iubesc Mancera Red Tobacco, da, din punctul meu de vedere este un safe blind buy reușit. Și o să-mi spuneți acum, păi ce să fac dacă am deja Mancera Red Tobacco și oricum este o bestie acel parfum, de ce aș avea nevoie de ulei? Eu o să vedeți oricum cam ce arome mi-am achiziționat de data aceasta. Chiar dacă am parfumul, da? În afara faptului că pot aplica uleiul pe piele sau pe păr sau așa mai departe și apoi vin cu parfumul, în afară de treaba aceasta, eu am achiziționat anumite uleiuri ce le am deja sub formă de parfum în ideea de a le folosi în layering. Da. Pentru că mi se pare mult mai ok și mult mai profund layering-ul făcut dintr-un ulei și un parfum. Mi se pare mult mai in your face, da? Mult mai bold, iese mult mai mult în evidență atunci când compari când combini un ulei cu un parfum. Mi se pare mie, nu știu, pentru mine și pentru simțurile mele cam așa stă treaba. În plus de asta, poate sunt zile în care nu am chef să mă dau cu parfum și folosesc strict ulei. Da, am și eu zile din acelea și categoric prefer arome de sezon. Iar eu ulei cu aromă de Mancera Red Tobacco nu am avut până acum. Doamne, deci cred că o să fie genul acela de videoclip, da? Ok. Vedem ce iese. Oricum nu tai nimic, așa rămâne. Următorul, ce avem aici? Spirit on the Rocks. Da, încă un parfum de la Rogue ce îl am eu în sticlă full size și sunt fiartă, fiartă pe el. Fiartă pe el. Aceasta este, da, și miroase identic precum parfumul după macerare. Deci da, într-adevăr, cred acum treaba că Rogue Perfumes și Oud d'Arabi folosesc aceleași treburi, chestii, socoteli.
Această aromă este inspirată din Killian Apple Brandy on the Rocks. Vai de mine, deci... aici avem cea mai proaspătă, suculentă și sexy pentru mine deschidere de măr și cardamom, da? Știți că deja am o obsesie pentru nota de cardamom. Pe mine cardamomul mă duce către alte filme. Cardamomul mă duce către alte filme. Și da, aici e genul acela de măr combinat cu cardamom. Ăsta cam trăznește, da? Este cam aceeași, are cam aceeași intensitate precum Mansera are tobacco ulei. În opinia mea, această aromă, da, inspirată din Killian Apple Brandy on the Rocks, este oarecum tot o aromă gurmandă, însă nu aveți plăcinta aceea de mere din Killian Angel's Share. Chiar dacă aici aveți măr. Este, cum v-am mai spus eu și cum v-am făcut paralele în alte videoclipuri, aș putea spune că Angel's Share este acel gurmand cald, da? În opinia mea, aroma sa în sine mă duce cu gândul, adică chiar vizualizez acea plăcintă cu măr aburind, da? În schimb, acesta este genul acela de gurmand rece. Nu are chestia aceea, nu are subtonul acela cald. Are ceva rece, are o atingere rece. Este ca și cum ai avea desertul acesta cu ceva cuburi de gheață pe lângă. Ori cardamomul de aici îmi lasă această senzație, un ghimbir, cred eu, cardamom, ghimbir, da, ceva pe undeva pe acolo. E genul acela lemnos, aromatic, fructat, dar foarte, foarte fain și total unisex. Și până acum este genul de aromă ce mi se pare all season, da? Mai ușor de purtat. Bun, următorul nu știu, cred că o să-mi pun ori pe undeva pe aici, da? Mă gândesc să aplic eu niște etichete din acelea. Am niște foițe cu etichete autoadezive ce le folosesc eu când fac decanturi. Velvety Tonka, da? BDK Velvet Tonka, dacă nu mă înșel eu. Și mă gândesc să... că eu și uleiurile le țin în cutie. Da? Deci până și uleiurile le țin în cutie. Și mă gândesc să... aplic pe undeva pe aici. Da. Stați că acum am văzut altceva. Ca să înțelegeți că eu sunt cheaună, da? Adică nu mi-am băut cafeaua, sunt așa flower power. Aici îmi și scria By Rogue Perfumes. Da. Nu mai contează. Ok. Haideți să vedem Velvety Tonka BDK. Bun. Migdale, multe, multe, multe migdale ușor amare, da? În primul și în primul rând. Se îndulcește, se încălzește și simt, habar n-am, dar voi, mă voi uita la note, simt pe undeva prin fundal, pe acolo, o tentă de tutun, dar din nou tutunul acela fin, de calitate. Oh. Migdalele acestea amare sunt migdale amare, da? Deci eu una cel puțin resimt din start ceva amar, dar nu-mi displace. Deci nu-mi displace. Se încălzesc, este ca și cum le-ai rumeni, le transform într-un marțipan, da? Le transform într-un marțipan și în timp ce se gătește acest marțipan, tu ți aprinzi o țigară fină, da? Cam asta văd eu cu acest ulei. Este o aromă
Amar, dulceagă, dar ușor aerată totodată. Și pe undeva, la toată combinația aceasta, se adaugă o piele fină de căprioare. Deci e ceva șmecher aici. Chiar e ceva șmecher. Nu am mai întâlnit combinația aceasta, cel puțin nu am testat și nici nu am un parfum cu migdale amare. Da? Deci ceva amar, apoi încă o dată. Te izbește ceva dulce, este pur și simplu aroma aceea de marțipan. Și da, în continuare undeva slab, undeva fin în spate se resimte o aromă de tutun de calitate, dar și o piele fină, fină de căprioară. Foarte fain, foarte fain. Bun, trecem mai departe. Să vedem. Apple pie, da, Killian Apple Brandy, Apple pie. Hai să te dau pe tine că o să ajung de, te dau pe tine aici. Vai de mine! Deci, un măr lemnos, dacă are sens, ceva vanilie și ceva prune, din nou, este ca și cum ai tăia o prună și ai presăra zahăr pe ea. Pur și simplu genul acela, da? Combinația asta, un măr lemnos cu prune cu zahăr pe ele. Mă tot miros aici pentru că aici am Spirit on the Rocks, da? Killian Apple Brandy on the Rocks, care este un flanker. Dar acum având ambele arome, aș putea spune că Apple Pie, deci v-am spus la Spirit on the Rocks că este genul de aromă all season. Acum testând Apple Pie, aș putea spune că Apple Pie este aroma pentru sezon rece, iar Spirit on the Rocks e genul ce merge primăvara-vara. În Apple Pie este o vanilie extrem de intensă și de seducătoare, acum după ce am trecut de faza de măr și prune cu zahăr. Avem o vanilie extrem de intensă, seducătoare. Un dulce lemnos, este genul acela de aromă dulce, fructat, siropos, suculent, un gurmand cald de data aceasta, un foarte, foarte fin iz buzii și nu știu, e genul acela de aromă nocturnă, da? L-aș vedea potrivit și pentru clubbing și pentru întâlniri intime, ca să mă exprim așa. Are mult sex appeal în el. Da, da, total unisex, ambele arome, de fapt cam toate de până acum, exceptând ba nu, că și acesta cu marțipanul, Velvety Tonka, de el vorbesc. Acum s-a așezat, s-a lăsat, cum spun eu, într-un unisex frumos. Dacă puteți trece de perioada aceea scurtă de aromă intensă de marțipan, dacă nu vă deranjează, dacă sunteți domni, cu siguranță este un unisex tare frumușel. Următorul este Abyssal Allure, da, Killian Black Phantom, Abyssal Allure. Haideți că eu, de fapt, la celelalte nici nu știu dacă v-am ținut așa să vedeți, nici nu știu cât vedeți scrisul acesta micuț, dar să vedem noi ce ne spune Black Phantom. 1, 1, 2, da? Deci aromă de 1, 1, 2, categoric. N-ai cum, tati, cu aroma asta, indiferent că ești bărbat sau femeie, este o aromă tip 1, 1, 2. Caramel, ciocolată, rom... Ha, cafea.
Genul de parfum plin, dar plin de erotism. Nu mă întrebați de unde și până unde, dar pur și simplu aroma aceasta, filmul ăsta mi-l dă. Da? Black Phantom de la Killian. Am mai avut eu cândva un dupe de la... Nu, Lorina. Eva, Daniela, ceva de genul. Ei bine, ăla nu are nicio treabă cu aroma acestuia. Nu, clar, nu, nu. Aici avem cacao cu zahăr, da? Deci inițial mi-a lăsat impresia de ciocolată, acum îmi lasă senzația aceea de cacao pudră combinată cu zahăr. Ciocolata acum este una neagră. Nu vă gândiți la ciocolata aceea dulce cu lapte, da? Nu, asta e ciocolata aia neagră cu care nu prea te joci. Are un subton fin amar. Hai de mine. Undeva, undeva în fundal, foarte, foarte slab, dar foarte slab. Ia să vedem. Să nu vorbesc eu prostii. Da, undeva în fundal este un iz foarte, foarte infim de tămâie. Dar, pe ansamblu, e genul acela de gurmand, sexy, dark, incitant, senzual, misterios, provocator. Doamne, cât de... Genul acela de aromă narcotică, da? Cum v-am tot spus eu. Genul acela de aromă ce vrei să o resimți în permanență. Vai de mine. Și total unisex. Deci total unisex. Fie că ești bărbat sau femeie, dacă porți aroma asta, miroși de 112, cum zic eu. Următorul. Oricum, cam toate ce le-am ales astăzi sunt arome oarecum în zona asta. Următorul este Sinahani. Da, Sinahani sau Oajan de la PDM. Oajan, dacă se spune așa, dacă nu l-am botezat eu. Și să vedem. Acest ulei este, cum să spun eu, cum să vă zugrăvesc eu imaginea? Este Crăciun într-o sticluță. Da, miroase a Crăciun. Are partea gurmandă din Angel's Share. Însă aici este o scorțișoară în relief, dacă m-aș putea exprima așa. Nu este la fel. Are partea gurmandă din Killian Angel's Share, însă nu este dulcele acela atât de puternic precum în acea aromă, în acela ADN. Este mai precis un duo scorțișoară și cardamom. Da? O scorțișoară și cardamom. Genul acela de aromă opulentă, luxoasă, irezistibilă, total unisex. Miere, însă nu vă gândiți la mierea animalică. Nu. Este mierea aceea fix cât trebuie. Nu este mierea animalică. Nu este mierea din When Soul Gets High. Nu. Nu este mierea aceea, cum nu este nici mierea din Forbidden Sugar. Nu, nu, categoric nu. Nimic stânjenitor, nimic de genul acela animalic. Dar este genul acela, nu știu. Știți că sunt anumite ADN-uri, cel puțin în opinia mea și după nasul meu, cum se spune, există anumite ADN-uri care, din start, în momentul în care le simțiți, știți că ele sunt magnet de complimente. Acum depinde în ce zonă vă aflați voi. Eu, una personal, nu caut magnet de complimente. Personal, pentru mine, parfumul reprezintă acea experiență proprie, da? Mă dau cu ce îmi place mie, ce îmi bucură mie sufletul și așa mai departe. Dar, de ce să fiu, da?
Dacă mai pică și câte un compliment, aia e, de ce nu? Să fie primit, cum zic eu. Bun. Următorul, doamne, deci am unul, dar abia aștept să ajung la el. De-abia aștept să... Smokey Woods, de el era vorba, da. Smokey Woods sau BDK Grishanel. Bun, deci pe ăsta îl aștept ca pe pâine caldă. În momentul în care au fost parfumurile de la Rogue, bineînțeles că am rămas fără el. N-am apucat și eu măcar 10 ml din acest parfum. Și acum cum am văzut uleiul, haide tati, vino. Vai de viața mea și de sufletul meu. Vai de mine. Deci vai de mine. Bun. E genul acela de aromă care pur și simplu simt așa, că mi-a intrat în plămâni. Nu știu cum să vă descriu. Am chestia aceea în gât, da? Deci pur și simplu am impresia că am mâncat aroma asta. Genul acela de aromă cremoasă, cardamomul acela divin. Deci este divin. Cardamomul din această aromă este divin. Eu aș putea spune mai degrabă o atingere de smochină. O atingere. Nu e smochina aceea in your face, da? Este mai degrabă o atingere. Sau treaba cu, mai văzusem eu originalul, da? BDK Grishanel are smochină și ceai negru, din ce am reținut eu. Ori este genul acela mai degrabă de smochină, dar nu ca fruct, ci ca ceai, ceai de smochine. Există ceai de smochine? Dacă nu, am făcut eu acum ceai de smochine. Note pudrate, însă, note pudrate, dar blendingul și mixul de note este de așa natură încât este total, total unisex. Din contră, unele doamne ce nu sunt în zona parfumurilor unisex ar putea spune că înclină slab, slab, slab masculin, dar pentru mine nu. Este un unisex pe linia de mijloc. Nu înclină către niciunul din cele două genuri, în opinia mea. Ceva atingeri lemnos condimentate. Ceva nuanțe slab lactonice, dar foarte slab. Nu vă gândiți la This is her Zadigem Voltaire. Nu, este ceva extrem, extrem de slab acolo. Nu l-aș cataloga pe latura aromelor gurmande. Este mai degrabă un ceai latte. Gata. Ceai latte. Este aroma aceea de ceai latte plin de senzualitate. Deci parfumul ăsta țipă a senzualitate. Parfumul ăsta este... Doamne Dumnezeule, cum este! Deci până acum, dintre toate, cred că este șeful la 112 aroma asta. Și da, când apare Smokey Wood la Rogue Perfumes, da, vreau butelcă. Vreau butelcă. Chiar dacă știți că am Liam Gree de la Latafa, uleiul mi se pare o idee mai cremos, dacă ar fi așa la un prim nas să fac o comparație. E drept, Liam Gree de la Latafa este încă la macerare. Sunt pe aceeași zonă, însă uleiul de la Oud Arabi mi se pare mai bogat, mai complex, mai altfel. Da? Și mai avem două și ați scăpat de mine în minutul 44. Bun. Și ar trebui să fie, da, ultimele două bombițe, Tobacco Bliss sau Naxos. Că nu aveam cum, fără Naxos, viața lui e viață. Știți că am deja VU Elegant, că până acum eram cu VU Elegante. Vai de mine! Stați un pic.
Dacă VU elegant de la Emir este 95% Naxos, acest ulei de la Oud Arabi este 99% Naxos. Lavandă, un citric foarte, foarte fin, însă lavanda de aici este mult mai apropiată. Când am vorbit eu de VU elegant, cred că în parfumurile cu tutun, cred că acolo, v-am spus că lavanda din VU elegant de la Paris Corner mi se pare mai potolită decât lavanda din Naxos. Ei bine, în uleiul de la Oud Arabi este lavanda aceea nu chiar atât de potolită precum în VU elegant, tinde foarte, foarte mult, dar foarte mult către Naxos. Bineînțeles, miere, tutun, un iz slab, extrem de slab și de fin de scorțișoară, da? Este ca și cum ai combina miere cu tutun și ai presăra un praf de scorțișoară peste combinația asta. Este extrem de frumos lucrat, da, deci categoric este extrem de frumos lucrat. Este ca o poțiune, este ca și cum ai crea ceva magic, este o armă de seducție, este o armă de a ieși în evidență, este, cum să vă spun eu, nu treci neobservat. Da? Dacă porți aroma asta, indiferent că ești doamnă sau domn, cu siguranță nu treci neobservat. Și cu siguranță voi folosi acest ulei în foarte, foarte multe variante de layering. Da, în foarte multe variante de layering. Bun, am revenit, pentru că de ce să nu ne sune telefonul cu care filmăm? De ce nu? Ce farmec ar mai avea? Pun uleiul înapoi ca să știți ce tot fac eu. Tobacco Bliss, am uitat cum se numește. Și vai de mine cum s-a așezat. Vai de viața mea. Bun. Se pare că voi face un împrumut la bancă dacă aceste arome vor veni și sub formă de parfumuri de la Rogue Perfumes. Da. Cred că sunt fană declarată pentru Rogue Perfumes. Dar până atunci, cu siguranță, îl voi folosi în foarte multe variante de layering. Și ultimul, dar nu cel din urmă, am ales și uleiul unui parfum de la Rogue, Rouge Mystic. Da. V-am vorbit aici despre parfum. Mi-a plăcut de la primul nas, este inspirat din BDK Rouge Smoking. Mi-a plăcut din prima. Însă, după macerarea acestui parfum, Doamne ferește! Deci, Doamne ferește, cum miroase acel parfum acum, după macerare. Și... Da, da. Astăzi sunt uleioasă toată. Vai de mine! Este fix aroma acelui parfum după macerare. Da. Cireșe, migdale dulci de data aceasta. Nu sunt migdalele amare. Oh, din Velvet Itonka, care s-a așezat foarte, foarte fain. Nu mai simt nimic amar. Încă o dată, de fapt nu v-am spus până acum, v-am spus în alte videoclipuri. Din nou, treaba aceasta cu uleiurile, mai ales că de data aceasta vorbim de un produs aplicat strict pe piele, s-ar putea ca pe voi să resimțiți mai mult cardamom decât vanilie. Vă dau așa un exemplu, da? Nu vom resimți niciodată la fel. Oricum, nici măcar un parfum. Nu-l putem resimți, doi oameni, două persoane nu pot resimți sau percepe un parfum identic. Dar rămite la capitolul uleiuri. Revenind, bun,
cireșe, migdale dulci, vanilie, un tutun fin și o notă fină, dar totodată rotundă de piele de căprioare. Deci e o piele de căprioare acolo care în toată combinația asta de cireșe pudrate, un iz slab de amaretto. Este ca și cum în moi, da? Cireașa într-un amaretto. Este delicioșenie, delicioșenie. Eu v-am vorbit de fapt în acest videoclip, da, sunt primele impresii și în acest videoclip, da, știam eu că am vorbit recent despre aroma aceasta, în acest videoclip, acolo am vorbit despre aroma după macerare, pentru că s-a schimbat, da? Acest parfum a fost o schimbare destul de mare la el. Este acea cireașă pudrată cu accente de vanilie și tonka. O floare de portocal, însă în ulei o simt mai slabă, mult mai slabă floarea de portocal. Zahăr, heliotrop dacă e izul acela pudrat. Nu știu, și per total este aroma aceea ce îți lasă, te duce cu gândul la un ruj roșu, da? Pur și simplu aroma sa în sine te face să vezi un ruj roșu, te face să vizualizezi genul acela de femme fatale, da? Toată negru din cap până în picioare, cu acești celebri pantofiori în piciorușe și cu mult, mult ruj roșu. Mult. Da, este senzualitate la level boss și din punctul meu de vedere este strict o aromă feminină. Nimic unisex aici. Nu aș vedea un bărbat purtând așa ceva. Nu, din punctul meu de vedere. Ok. Cam atât pentru videoclipul de astăzi, da, un clip filmat mai, într-un stil mai ciudat decât filmez eu de obicei, însă nu mai puteam să stau atâtea zile cu aceste uleiuri, fără să mă bucur și eu de ele. Mai am un colețel micuț pe drum, da, acolo sunt decât 4. Nu voi filma unboxing, cred că vă voi lăsa short și pe Instagram, și video pe TikTok. Dacă ați testat și voi, dacă ați achiziționat, știu, multe dintre voi mi-ați scris câte uleiuri v-ați luat și așa mai departe, însă, dacă mai sunt și alte persoane care au achiziționat din tura nouă de uleiuri de la Oud Arabi, haideți să ne auzim în secțiunea comentarii. Din nou, dacă ați testat ceva de la Nassim, și dacă v-ați gândit și voi, eu știu, la un set de genul acesta pentru cadou, pentru voi sau pentru altcineva. Apropo, aceste parfumuri de la Nassim, știți și voi, nu v-am spus? Da, v-am spus că sunt pe bază de apă, nu irită, nu aveți probleme dermatologice și le puteți aplica și pe păr. Da, nu atacă firul de păr. Și sunt foarte, foarte bune în layering. De fapt, eu asta vreau să spun. Bun. Atât pentru astăzi sunt... Da? Exact cum este emoticonul acesta, așa mă simt și eu acum, pentru că nu mi-am terminat cafeaua și sunt așa pe repede înainte și mai am de filmat și tot așa, nu vă spun, o să vedeți voi singurei. Până data viitoare, vă mulțumesc din suflet, vă îmbrățișez, vă pup cu mare drag și vă doresc zile minunate și neapărat, dar neapărat parfumate. V-am pupat! Zvonimă, șarafame!